Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unui nou episod, o nouă ediție. Astăzi vorbim despre un personaj cu totul și cu totul remarcabil. Este vorba despre Ramana Maharshi și tot ceea ce înseamnă operele pe care le-a lăsat posterității, le-a lăsat umanității. Astăzi, alături de noi, Ananta Maitrei, traducător, și vorbim sau pornim discuția noastră de la operele complete, cele mai importante învățături despre realizarea sinelui scrise de Bhagavan Sri Ramana Maharshi și editate de Arthur Osborne și, de asemenea, scrisorile lui Bhagavan. Iată foarte multe cărți, ca o mică specificație, să spunem, demnă de luat în seamă. Nu întâmplător, în spatele invitatei noastre pe perete este portretul lui Ramana Maharshi și, de asemenea, un tablou cu muntele Arunachala. Am intitulat această ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, Ramana Maharshi și practica spirituală, pentru că vom încerca să aflăm de la invitata noastră și ceea ce înseamnă partea aceasta de practică spirituală și ceea ce se întâmplă, să spunem, în cazul unei călătorii sau al unui retreat la așramul lui Ramana. Ce este important la aceste cărți? Și aici aș face așa o scurtă incursiune în toată opera lui Ramana, dacă e să ne referim și la ultima carte apărută în seria de autor în colecția Ramana Maharshi, opere complete, care cumva este o esență a întregii opere ale lui Ramana Maharshi, indiferent că vorbim de cartea Eu știu cine sunt eu, Înțeleptul de la Arunachala, scrisorile lui Bhagavan și multe alte scrieri ale lui Ramana, în contextul în care vorbeam noi înainte de începerea emisiunii despre partea de transmitere pe cale orală, prin oralitate, a învățăturilor unui astfel de maestru. Și Bhagavan și Ramana Maharshi, la fel ca mari personalități spirituale, nu au vrut să noteze ei înșiși învățăturile. Doar le-au comunicat verbal celor care au avut întrebări. El nu a considerat pe nimeni discipol, nu a vrut să fie guru, dar dacă a venit cineva la el cu o întrebare, nu a plecat fără răspuns, fără lămuriri. Aceste întrebări și răspunsuri au fost notate de discipolii, de cei apropiați lui, și așa au apărut scrierile și așa au ajuns și la noi. La fel și Iisus Hristos, el nu a scris nimic, dar discipolii, ucenicii lui care au rămas, au notat toate aceste întâmplări de zi cu zi, învățăminte, înțelepciuni, și așa au ajuns să beneficiem, am ajuns să beneficiem și noi de aceste învățături. Cu toate acestea, Ramana este un guru pentru orice căutător. Învățătura lui, deși este foarte, foarte simplă și concisă, are multe aspecte pentru că ea este oferită personal, cu personalitate fiecăruia în parte. Fiecare a venit cu o anumită întrebare și a primit răspunsul corespunzător. Chiar dacă au venit mai mulți doritori, mai mulți discipoli cu aceeași întrebare care i-au frământat, răspunsul a fost în funcție de cel care întreba. Deci răspunsul nu a fost mereu același. Și a dat și învățăminte scrise, tot la rugămintea discipolilor, și aceste bilețele, scria pe bilețele sau pe capete, margine de hârtie, de ziar. El folosea orice lucru, dacă un ziar avea o margine albă, și aia o folosea, nu irosea nimic. Și toate acestea au fost strânse, grupate și apoi au devenit ca o colecție a învățăturilor lui. Dar ceea ce au scris discipolii ca și dialoguri preluate, cum ar fi, erau devoți lângă Bhagavan la Ashram, și erau folosiți ca translatori pentru că veneau foarte mulți vizitatori la Ramana Maharshi din toate colțurile lumii. Și atunci trebuia să existe un translator care să traducă din limba tamilă în limba engleză sau în cealaltă limbă de unde era vizitatorul. Și toate acestea au fost puse în dialoguri cu Ramana Maharshi, talks cu Ramana Maharshi, în letters de Surinagama a fost și day by day și toate astea se întrepătrund cu cea mai recentă carte scrisă de nepotul lui Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Ganesan, care a fost și el administrator al ashramului o perioadă de timp, iar toate acestea ne dau o viziune de zi cu zi, ca și cum am trăit lângă Ramana Maharshi, acolo în ashram. Aș vrea cumva să ne împărtășiți pentru cei care ne urmăresc și din sentimentul pe care l-ați avut în experiența, hai să spunem, o experiență spirituală în apropierea ashramului lui Ramana. Ce senzație poți să ai în momentul în care, părerea mea este că ai sentimentul câteodată, eu încerc, mă rog, este un exercițiu imaginar, bineînțeles, ai senzația că în aer parcă plutește, chiar dacă poate ești la o distanță, nu ești chiar lângă, pentru că e destul de greu de ajuns, poate foarte, foarte aproape de ashram, dar ai senzația că plutește acea stare de beatitudine și de toată înțelepciunea pe care ți-o poate transmite un maestru spiritual. Adevărul este că se simte acest lucru și viața care ai avut-o până în momentul să ajungi la ashram e o viață cum ar veni simplă, banală, cotidiană, dar când ajungi acolo, viața devine magică. Tot ce se întâmplă este magie, parcă este miraculos. Tot ce se întâmplă. Și aerul, dar totul... De fapt, muntele Arunachala l-a chemat pe Bhagavan și Ramana Maharshi acolo. Și muntele Arunachala îi cheamă pe toți căutătorii, dar nu le permite tuturor să ajungă din prima. Trebuie să faci un ocol mare, poate la 10 de kilometri sau la 100 de kilometri, și ca treptat să te obișnuiești cu vibrația muntelui. Nu este oricine primit acolo. Dacă ești pregătit, ești primit. Și mai mult, cu cât ești mai maturizat spiritual, ca să spun așa, cu atât ești și mai primit, și mai aproape. Și în cele din urmă devei una cu Arunachala. Arunachala nu este doar un munte, este însăși o formă a conștiinței. Și ea emană chemări până în cele mai îndepărtate zări, cum a fost de a veni și Paul Brunton și mulți devoți. Ei sunt chemați acolo, sunt chemați și nu neapărat trebuie să rămână lângă Arunachala, pentru că apoi Arunachala rămâne în inima fiecăruia, oriunde, oricât ai fi de departe în America sau în alte țări. Experiența de zi cu zi la Ramana Maharshi, am fost de 3 ori acolo, este un miracol. Este fiecare moment pe care îl trăiești, simți că este divin. Da, și nu spun numai eu lucrul ăsta, că mi s-au întâmplat mie multe lucruri, dar toți cu grupuri cu care am fost, toți au experimentat lucrul ăsta și își doresc neîncetat să ajungă din nou acolo. Această lucrare, făcând referire la cea mai recentă apariție editorială în seria de autor Ramana Maharshi, opere complete, cele mai importante învățături despre realizarea sinelui, conține aproape tot ce a fost, așa cum am spus la începutul materialului nostru, conține aproape tot ce a fost scris de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, scrierile sale inspirate, precum și o serie de traduceri din texte aparținând filozofiei clasice Advaita, reprezentând esența învățăturilor sale. Aceste texte se împart în 2 categorii. Unele care descriu calea abandonării prin iubire și devoțiune, exact ce pomeneați puțin mai devreme, față de divin, și altele care sunt mai, să spunem, doctrinare. Din prima categorie, iată, fac parte cele 5 imnuri către Sri Arunachala, muntele sfânt care l-a inspirat pe Ramana să-și înceapă, exact cum a spus, călătoria spirituală și pe care el îl consideră, acest munte, ca fiind o întruchipare a lui Dumnezeu. Revin cumva la ceea ce ne-a spus puțin mai devreme, încercând să subliniem importanța acestui munte, pentru că în seria de autor Ramana Maharshi mai există o altă carte pe care vă recomandăm cu mare drag. Este vorba despre Înțeleptul de la Arunachala. Da, prima carte care m-a, cum să zic, mi-a plăcut și m-a însemnat, este Înțeleptul de la Arunachala, publicat la editura Herald. Deși sunt doar dialoguri, este suficient pentru cel care este un căutător spiritual. Are răspunsuri la orice întrebare care ar putea o avea. Este o carte extraordinară, dar ea trebuie completată. Nu este suficient. Ba da, este suficient pentru cine este matur spiritual, dar pentru a vedea viața de zi cu zi cu Bhagavan Sri Ramana Maharshi, trebuie completată cu cartea Scrisorile, Letters, sau Letters al lui Surinagama, și cu povestirile despre devoții care au stat în preajma lui Ramana Maharshi, scrise de Ganesan, nepotul lui Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Eu am tradus cartea asta de curând și sunt încântată și știu că e o completare firească, devenind ca o epopee despre Ramana Maharshi. Este necesar să fie dată publicului și această lucrare. Colecția lui Bhagavan Ramana Maharshi cuprinde imnurile cerute de devoți. Devoții mergeau să ceară mâncare în oraș, pe străzi, pe la locuințele oamenilor. Acesta este o tradiție. Și ei voiau să cânte un imn ca să fie recunoscuți că sunt devoții ai lui Ramana. Și Ramana nu voia să le dea niciun imn. Sunt destule imnuri, cântece tradiționale, nu mai este nevoie de nimic nou. Dar imnul venea din interiorul lui, fără să vrea. Venea și el trebuia să le spună. Și câte un devot era lângă el și nota toate versurile și a devenit un mare imn, iubit de toată lumea și cântat zi de zi, și acum la Ashram. A fost cântat și în momentul în care Bhagavan Sri Ramana Maharshi și-a părăsit corpul și era conștient că toată lumea cânta imnul Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. 108 versuri, ghirlandă de versuri oferită lui Arunachala. Așteptăm cu nerăbdare să citim colecția. Este o bogăție spirituală. Mai ales faptul că cărțile, și este un important lucru de semnalat, cărțile și opera lui Ramana Maharshi se găsește doar la editura Herald, cărțile sale. Ultima întrebare. Din postura de traducător, traducând cărți din opera lui Ramana, partea de practică spirituală ajută la o traducere mai facilă, mai ușoară, mai lesne a operei lui Ramana? Și de ce vă întreb treaba asta? Pentru că din experiența și din colaborarea cu diversi traducători, în momentul în care cineva traduce o carte din zona eminamente spirituală și are ca backup partea de practică spirituală, pe zona respectivă are practică spirituală în zona din care cartea respectivă face parte, îl ajută foarte mult, pentru că și aici totuși vorbim de niște concepte, de niște termeni, da, care trebuie înțeleși de către publicul larg. Și atunci mă gândesc că partea aceasta de practică spirituală și faptul că ați ajuns acolo și ați luat, cum se spune, pulsul stărilor care v-au înconjurat, cred că acolo și pietrele și pământul, da, îți transmite acea energie, da, nu doar locul respectiv al așramului. Mă gândesc că lucrul ăsta este foarte important față de o altă persoană care este, să spunem, un traducător profesionist și spune: am de tradus acest text. Nu. Eu despre conținutul lui nu știu nimic, dar știu foarte bine limba din care eu traduc, da? Și atunci... La acest nivel, practica spirituală este necesară, este element absolut necesar. Și nu constă în mari tehnici de a face practică spirituală. Bhagavan Sri Ramana Maharshi ne îndeamnă doar să ne facem o introspecție, să vedem exact cine suntem, să aflăm exact cine suntem. Asta este practica spirituală care este recomandată de el. Și practica asta, făcând-o cu orice ocazie o avem peste zi, nu neapărat un program strict de meditație sau de practică, ci ori de câte ori avem un moment liber să facem această introspecție și să vedem cine sunt eu. Și practica asta spirituală ce face ea de fapt? Doar ne limpezește mintea, ne o curăță, ca așa cum curățăm o grădină de buruieni. Asta face practica. Ne limpezește mintea, ne curăță și cu mintea limpedă putem accesa inima. Și prin inimă putem vedea textul, că este în engleză sau că este în altă. Putem vedea textul cu inima și atunci traducerea curge. Chiar dacă noi avem un cuvânt sau o expresie care ar suna altfel, dar inima îți spune exact cum trebuie să sune, pentru că vine din acea liniște pe care o are Bhagavan sau alt maestru spiritual. Asta este practica, este necesară, nu se poate fără ea. Nu poate cineva tehnic care știe engleză și a fost să traducă un subiect spiritual. Nu se poate fără practică. Și curge, nu trebuie să te forțezi. Chiar dacă te blochezi undeva și nu știi cum să-i dai idei, formă, harul lui Bhagavan vine și te ajută. Vine și te ajută și uite, așa trebuie să pui. Ești în conexiune cu harul lui Bhagavan atunci când traduci lucrările lui. Nu le faci cu mentalul. Mentalul aproape este zero, inima este cea care comunică. Și îți conduce scrisul. Exact. Să mai menționez o altă carte tradusă de dumneavoastră, Realizarea sinelui, scrisori de la Sri Ramana Ashram, la fel publicată în seria de autor Ramana Maharshi, și mi-a atras atenția un lucru pe care noi l-am mai pomenit la începutul discuției noastre. Bhagavan Sri Ramana Maharshi a predicat tăcerea, practicând-o el însuși. Locuitorii așramului care aspirau către un progres spiritual se prosternau la picioarele sfinte ale lui Bhagavan, impregnându-se de această tăcere și de lecțiile ei. Mi se pare un lucru extraordinar. Da, întâi cunoașterea este transmisă prin tăcere. Întâi. Asta este transmiterea continuă. Când se întrerupe tăcerea și se transmite prin vorbe, se înțelege de cei care aveau nevoie de vorbe. Dar sunt foarte mulți cei care nu au nevoie de vorbe. Este suficient să fii în prezența lui, să te îmbibi de această prezență și transmiterea se produce. În alte cazuri, când nu poți să fii în prezență sau să-i asculți vorba, la satsang, cum se spune, la întâlnirile cu devoții, poți să citești o carte. Acolo găsești vorbele înțeleptului și te poți imbiba de cuvintele lui și poți să ajungi la a realiza sinele chiar și citind. Dar întâi toate au fost, cum se spune, că la început a fost cuvântul, dar înainte să fie cuvântul a fost gândul. Și foarte mulți nu aveau nevoie de să pună întrebări și să aștepte răspunsuri. Doar erau în prezența lui, se aplecau la picioarele lui ca fiind conștiința cea manifestată în forma lui Sri Bhagavan și nu puneau nicio întrebare. Stăteau, se împlibau de prezență și apoi plecau. Erau alți de voci care întrebau, da, persoana asta care a venit n-a pus nicio întrebare. De ce n-a pus nicio întrebare? Păi nu avea nevoie. Nu avea nevoie, pur și simplu. Doar cei care au nevoie pun întrebări. Dar ceilalți, ei sunt conștienți de esența lor și nu aveau nevoie de nicio altă întrebare. Dragii noștri, am venit astăzi cu o recomandare de carte înaintea noastră, opere complete, cele mai importante învățături despre realizarea sinelui, scrise de Bhagavan Sri Ramana Maharshi și editate de Arthur Osborne, o carte publicată în colecția, în seria de autor Ramana Maharshi. A fost alături de noi Ananta Maitrei, traducător, și am discutat despre ceea ce înseamnă practica spirituală și cât de mult ajută practica spirituală în înțelegerea învățăturilor și înțelepciunii lui Ramana Maharshi, despre personalitatea lui și iată despre, am povestit și despre muntele Arunachala și despre cât de important este să fii în zona aceea, să spunem, într-un retreat spiritual și să simți cumva din toți porii, să simți învățătura și înțelepciunea transmisă de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Mulțumim din suflet, dragii noștri, vă recomandăm această minunată carte, opere complete, cum spuneam, cea mai recentă carte, Ramana Maharshi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, în continuare o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!